Alo, am discuri de bidoane. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Am apăsat, da. Așadar, Daria, am zis-o eu. Pornim repede la treabă, că suntem în întârziere. Da. Și îmi rămăsesc nouă o problemă, nu? Așa îi spuneai tu. Da. Aceea cu degetele. Hai să ne reamintim. Deci, deci probleme, să zicem, aici. Da. Probleme interesante, nu facem altfel. Da? Clasa A. A și 4. Deci, era ca un copil. Numără pe degete. Numără pe degetele. 1, 2, 3, 4, 5. Începând de la cel mai mare, da, la cel mai mic. Și, adică așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, sunt toate 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Și noi trebuie să aflăm a cărui deget este poziția 2006. Așa. Deci 2006, 2006? Da, adică el numără tot așa. Pe ce deget s-ar afla? Parfa. Da, pe ce deget s-ar afla 2006, da? Da. Deci reluăm și noi ideea. Vă zic că îmi amintesc că am făcut așa. Ar veni 1, 2, 3, 4, 5, acum 6, da? Deci 5, se întoarce 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Deci se întâmplă așa, cam asta este, nu ca o serpentină apare. Adică cel de sus și cel de jos mereu vor avea aceleași, cum să spun eu, aceleași numerotări. Adică da, cel din mijloc tot aceleași numerotări. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și așa mai departe. Așa cum am făcut-o aici, sesizăm că se generează niște șiruri de numere. Uite, cum ar veni aici, Daria, 1, 9, 17, 25. Deci 1, 9, 17, 25. Din cât în cât ar veni aici? Din, deci, uitați, am sesizat că de la 1 la 9, 9, de la 9 la 17, 8. Deci de la 1 la 9, 8. Da? Așa, deci e din 8 în 8 aici. Deci șirul ăsta e din 8 în 8, da? Da. Din 8 în 8. Bun. Al doilea e din 6 în 6. Nu. Nu, asta e mai ciudat, văd. 2, 8, 10, 16, 8. Plus 2 plus 6. Plus 6 plus 2. Plus 6, deci când se așează, când se adună 6 când 2. Când 6 când 2, da? Exact. Deci alternează. Da, cum ar fi pe inelar. Nu, pe arătător. Bun. Sau câteodată am dat. Dar ăsta din mijloc, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 4, 4, plus 4, plus 4, plus 4. Și ăsta e disciplinat. Da? Da? Ăstea cu impare disciplinat. Deci ăsta e din 8 în 8. Ăsta e din cât în cât? Din 4 în 4. Din 4 în 4. Da? Deci din 8 în 8, aici din 4 în 4. Așa. Ăsta la cât de aici? Nu, iar din 8 în 8. Tot din 8 în 8, da? Deci, interesant că ăsta e pe margine. Și cele două, la un profesor, tot așa. Câteodată din 2, câteodată din 6. Dar la ce pe 6, 2, ăsta la altul 2, 6.
Așa. Cum să gândim noi în momentul acesta? Poziția 2006. Păi... Deci, vezi tu? Ceva informații am găsit, că fiind vorba de un număr par, vorbește de 2006, da? Da. Deci 2006, unde s-ar afla? Ori pe degetul 2, ori pe degetul 4. Deci până astea două degete. Da, arătător sau mineral. Da? Categoric, numai acolo poate fi. Da. Toate numele pare sunt acolo. Așa. Dacă ne-ar fi întrebat pe noi numărul 24, unde se află? Corect. Da? Deci îmi dau 24. Da. Păi sus, pe al doilea deget. Bun, dar al doilea acum că-l vedem. Da. Dar cum am fi gândit, care ar fi raționamentul pentru ca să ajungem cu 24 acolo? Între 24 și 22, de ce 24 se află acolo? 2, 8, 10, 16. Deși rostul ăsta așa apare de acolo. 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26. 26 și mai departe. Iar șirul celălalt e 4, 6, 12. 12, 14, 14, 20, 22, 28, dacă. Păi, domn profesor... 28. 28 aici. Și așa mai departe. Domn profesor, da. Păi primul ar fi acolo 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, la al doilea deget. Da. Și la al treia ar fi 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6. Deci 6 aici. Și la al doilea deget ar fi... 6. 6, 2. 6, 2, deci, 6, 2, 6, 2. 6, 2, aici vine 2. 6, 2, 6, 2, 6. Da. Uitându-ne așa, o dată o ia înainte, ăsta de sus, nu? Rămâne asta în urmă, iar o ia înainte, rămâne asta în urmă. Asta alternanță. Practic, toate numerele pari, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, da. Numai că sunt scoase. Da, profesor. Din șirul consecutiv, 2, 4, 6, 8, 10, 12, așa, sunt scoase, s-au construit două subșiruri. Și sunt, da? Vedeți că sunt... Și 6, că e cifra, și 6, că e cifra unităților, mă gândesc, domn profesor. Da. Mă gândesc să ne, uit, să ne orientăm ca și cum unde s-a poziționat la noi cifra 6. Chiar știți? 2000, faci o legătură cu 2006? Da, adică 6. Zic că e la unități, e cifra 6. Da, și mă gândesc, cifra 6. La noi e în cirul al doilea. 4, 6 a urmat, vedeți? Da. 2, 4, 6. Deci dacă ar fi ca să găsim o explicație că 2000 se termină clar pe unul din cele două degete, dar uitați, unde e 10, știți? Mă gândeam, da. Să-l asociem cu 10-a. Se termină 2000 acolo, 2004, 2006 vine imediat lângă el. Dacă 2000, dacă 2000 s-ar termina da, unde pe, e 10-a? Pe linia asta? Unde e 10-a, da, da. Dacă ar fi să, să respecte, știți? Da. A treia cifră, vedeți, e 10. Da. 2004, 2006 ar veni imediat lângă el. Da. Tot 10. Și aici motivul de 10. Și la 20, vezi? E bine, eu nu zic asta. Mă gândesc no. că dacă 2000 da. S-ar opri acolo unde e 10-a. Haideți să facem până 100, domn profesor. Să mai facem. Da. Da? Deci 26, 28. Acolo. 26, 28. Hai pe mână, deci să nu 20, uităm. 22. 24, 26, 28, 30 ar fi aici,
Nu? Că așa vine. 22, 24, 26. Opa, ia uitați că 30, ia uitați-vă pe mână. Do? Sus, do. Pe mână, ia uitați-vă. Deci dacă noi am pus 28, unde? Lângă 22, da? Da. Ia puneți-vă. Păi aici vine 30 acum. Nu vine. De ce? A, vine înapoi, nu? Păi sigur că da. 28, 29, 30, că se întoarce. Da, 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 da. 30 aici. Că-ți gândim așa. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 44, da. 44, 46, 48, 50, tot sus, vedeți? Da. 50, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82, 84, 4, 86. Puneți de deasupra șirului și deasupra șirului, da, 86. Da. 86. Acum sus, la șirul următor. 84, 86. Acolo, 88. 88. 80, 90. 90. Corect. 92. 94. 96. 96. 98. 100 jos. 100 jos. Mm-hmm. Deci, 100, 94, 100 jos. Și acum ar veni 102 de aici începe. Da? 102 aici. 102 acolo, da. Dar și m-ar fi făcut 2 de 2 aici. 2 de la capăt, da. Deci, 102. 102 și după aceea 102. Ah, și chiar respectă după aceea. 102, 104, 106. Da, 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 da. Păi asta, acum șirul ăsta se mută exact jos. De la 100 încolo. Se mută, da, și cum ar fi de la 2 încolo. 102, corect. Acum se mută jos, corect. Aveți, da, dreptate, domn profesor. Da. Deci, începe aici și debutul la al doilea se face, și cum ar continua de aici, la 200 se va termina sus. Și aceea iar o să înceapă, da, da, și tot, da, așa. Tot așa. Alternează. Alternează. Deci la câte 100 alternează. La 2000, deci va alterna de câte ori? De 20 de ori, nu? De la 100? Deci alternanța se va produce de 20 de ori. Da? Că e 2000, 20 de 20 de ori câte 100. Corect. Deci, unde îl găsim pe 2000? Asta e important. Întrebarea este, unde îl găsim pe 2000? Exact. Deci pe 100 am plecat de aici, pe 100 l-am găsit aici și debutează 102, ca și cum ar fi 2. Da. Tura viitoare să-l găsim sus. Sus. Deci jos. 200. 300. 300. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ia 20. Deci 2000 îl găsim acolo sus. Mai bine. Când am găsit pe 2000, de la am scris ultima sus dată pe 2000, scrie acum 2002. Da? Da. Deci ar veni 2002, 2004 și 2000. Nu, lângă el. 2006, da. 2006. Deci, practic, ar trebui să fie ar jos. Ar trebui să fie pe degetul ăsta.
pe degetul ăsta. Al doilea, cum e cifra 6, da. Pe... Cum a spus, pe inelat, da. Da, pe inelat. Da, pe inelat. Da. Dar ăsta este efortul maxim exact făcut de noi în... ca raționament acum ar interesa. Deci cum ducem lucrurile pentru a găsi mult mai simplu, mai ușor. Deci l-am găsit pe... Și pe înțelesul meu că chiar nu mai fi. Sigur că am gândit la cifra unităților, am bănuit ar fi acolo a doua și pe lângă, dar și ne-am dus, am socotit, am... Dar trebuie să fie plus 6, asta, plus 6, plus 2. Deci 6 și 2. Ăștia îmi terminează. 6 și 2 înseamnă o lungime de 8. 8. Nu? Ai spus Daria și tu, așa ai zis, 2 și un 6, da? O lungime de 8. Și atunci generăm pe o lungime de 8, generăm câte 3, nu? Da. Să împărțim la 8. Câte 3? Ar fi primul și al treilea. Și iată o lungime de 8, generăm de aici, încă 3 până aici, tot o lungime de 8. Nu. 2, aici este 2, și aici 6, nu? De la 22 la 14, tot 8. 26, 26. Cum e? Deci, practic... Așa e, 26. 2 în 2, nu? Deci startul știm și ca să-l generăm pe al treilea, turnul pe al cincilea, deci A1 se dă. Termenul A1 se dă. La al treilea se adună lui A1, ce îi se adună? 8. Turnul la al cincilea îi se adună iar 8. 8 lua 3. Lua 3, da. Da. Deci ideea ar fi așa, că A2K plus 1, că sunt numai numele impare, 1, 3, 5. Pare. 2K plus 1. Primul, al treilea, al cincilea. Ziceți primul, al treilea, da, al cincilea acum, da. A2K plus 1. Da. Ar însemna, se obține din A1, adunându-i, din cel din urma sa. Da. Se obține din A2K minus 1, tot impar, din A2K minus 1, plus 8. Deci, ia să vedem. Pentru K egal cu 1, ce ar veni? Pentru K egal cu 1, ar veni că 2 ori 1, 2, plus 1, 3. Deci, dar vreau să văd așa. Primul, al treilea, al cincilea, al șaptelea, așa mai departe, da? Se obține primul, din cine se obține? Nu, al treilea, se obține din A1 plus 8. Corect. Da? Și uite, pentru că egal cu 1, am avea așa. Pentru că egal cu 1, am avea a 2 ori 1, 2 și 1, 3, al treilea, se obține 2 ori 1, 2, minus 1, 1, din A1 plus 8. Da. Și corect. Da. Dacă îi dau lui K valoarea 2, 2 ori 2, 4 și 1, 5, al cincilea, se obține din al treilea, care îi face 3, plus 8. Așa. Deci este o relație interesantă asta de obținere. Și eu am acum al câtelea. Deci. Vedeți că trebuie să fie acum al câtelea, corect. Ca să văd al câtelea este...
rația asta, saltul ăsta de 8, dacă îl dăm în două, ia să vedem, 4 și cu 12, 16, împărțit la 2, nu fac 6, este să găsim ideea degenerarea acestora a o parte din ei, am găsit-o. La fel se generează și celălalt. Dar acum să văd cum se generează ăștia, 6, 14. Tot din 8 în 8, nu? Că 6 până la 14, 8. Deci, numai că modific startul a 1, și dau peste toți termenii. Așa. Mai vedem încă o dată. 8, 8. Acest lucru ne trimite la ideea de a folosi distanța asta de 8. Da? Asta de jos și cel din mijloc sunt ordonați foarte bine, la distanță precisă. Îi putem obține din cel din spate adunând 4 sau din cel din spate adunând 8. Este fără doar și poate un lucru clar aici. Alternanța asta, 2-6-2-6. Cum l-am obținut pe 2000, domn profesor? Cum? Cum l-am obținut pe 2000? Deci, practic și jocul sus e același, nu, domn profesor? Pe rândul primul. 2, 8, 10, de la 8 la, de la 2 la 10 e tot 8. Da, deci dacă de la 2 la 10. De la 2 la 10 tot, tot. Este aceeași, numai că startul diferit. Deci ăsta e cu 2 înapoi și acela e cu... Este aceeași lege de obținere. Da. Dar e decalajul și atunci sunt intercalați. Corect. Cei care lipsesc de sus sunt pus jos. Deci plecăm cu 2 sus, 2 jos, după aceea ne ducem 2 sus, 2 jos, termen. 2 da. Sus, 2 jos. Da. Așa e șirul. Deci sus, șirul așa este. Deci să pleacă de la 1. Întâi să pleacă cu sigur da. Și primă 2 termen. Consecutiv, da. Da. Lipsesc alții 2, nu? Da, exact. Nu. Lipsește 1 sau 2 lipsesc. 2, da, ia uitați. Da. Deci 2 se pun, 2 lipsesc. 2 se pun, 2 da. Lipsesc. Din șirul numerelor... Exact. Din șirul numerelor pare. Da. Deci, practic, nu avem numerele de la 2 la 2006. Deci avem toate numerele de la 2. De la 2 la 2006, de forma 2K. Deci 2, 4, 6, 8, până la 2006. Așa. Ele sunt pare, deci, așa. Și varianta de construcții, de repartiție, da. Este așa. Să pleacă cu 2, primul 4 și 6 jos, jos, 8 și 10 sus, 8 și 10 sus, da, după aceea da. Iar jos, ca un 7 dacă da, am da, cerbuit. Da, da, da. Acum 12 și 14, 12 14. Și 14 jos, da, 16, 16 8 și 18 sus. Corect. Da. Atunci, hai să vedem grupe de câte 4 să împărțim, nu? Sau de câte 10? Nu, nu. De câte 4 grupele să le facem. Să vedem câte grupe de 4 ar fi în 2006. Se împarte, cred că, 2006 la 4. Nu se împarte. Nu se împarte? Nu, și tocmai asta e interesant.
Deci, grupe de câte 4. Da. Și atunci grupele cele de câte 4. Sunt 501 grupe. Așa. Sunt 501 grupe. Da. 501 grupe de câte 4 și rămân 2 profesori. Deci, deci, da, lăsăm startul. Da, lăsăm startul aici, da? 2, 4, 6, 4, 6. Deci dacă am împărțit în grupe de câte 4. Am luat 2 de sus, 2 de jos. Da? 2 de sus, 2 de jos. Tot așa ultime. Da. Da, 501 grupe. Vor fi 501 grupe. Da. 501 grupe. Da. Înseamnă că vor fi, haideți să putem să generăm și ultimile. Așa. Că rămâne 2000, până unde ne-am dus, până la 2004. 2006 le rămâne în afară și cu 2-ul. Taman... Deci, așa, pe diagonală văzând cum am format grupele, nu? Da. Așa. Sunt 501 grupe. Păi dacă le-am împărțit la 4, 501. Că da? De 501 ori 4, 2004. 2004. Și atunci, avem... ultima grupă de sus va fi 2000... Sunt două acolo, nu? Da. Grupa de sus e de două. Două, de jos două. Deci va veni 1000... deci 2004... Da? Și 2002. 2002. Mm-hmm. Și 2004 va fi sus. Așa. Și 2006 va fi jos. Da? 2002 cu 2004. Da. Și aici va veni 1998 și 2000. 2000, puneți. Și 2000. Uh-huh. Deci, 1998 cu 2000, da. 2002 și 2004 este ultima grupă. Ultima grupă, 501 grupă. Iar 2006 vine de aici. 2006-2008 am mai trebuit să construiesc. Da. Dar 2006 și s-a terminat aici. Da, haideți să vedem dacă nu-i invers chiar. Nu-mi promis. Dacă sunt 1998 sus și 2000 și 2002... Păi uite, hai să vedem. Asta vreau să... Hai să vedem. Așa. 4, 6, 8, 10. Alea mai mari sus. Da, mai mari sus. 12, 14, 16, 18. Așa. Aha, deci clar așa. Deci obligatoriu așa. Da. Uite, vezi? Da, 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 da. Așa. Corect. Asta înseamnă că ultima grupă, 501 grupă, va avea 1998, 2002-2004 și 2006 în afară, jos. 2006. M-am și zis noi că da, e jos. Da, 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 da. Bun. Și asta, asta ar fi ideea. Asta ar fi ideea. Cum o facem pe înțelesul ei? Cum o facem pe înțelesul ei? Dar ea fi atentă, mamă. Deci desenăm așa. Deci așa începem, Daria. Cu degetele. Cum am făcut aici. 1, 2, 3, 4, 5, da. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, așa. Și să vede acum de aici, că sunt pe degetul care, pe degetul mare, ăla mic și cel, cel mai mare dintre ele, nu? Deci degetul mare e prima linie. Arătătorul ăsta. Arătătorul, mijlociu, inelarul și mijlociu. 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 Da. În mare, mijlociu și mic, și degetul da. Mic, se află numai numerele impare. Impare, e eliminat. Motivul, Daria. Totdeauna, într-o succesiune de 5, între 5 numere consecutive, uite așa, se află în care pe extreme sunt numere impare, numai două numere pare se află strecurate. Da? 2 și 4. Și din desfășurarea asta făcută pe căiețel așa, scris exact cum ți-am arătat aici, cum am făcut noi la tabla acum, spunem așa, constatăm că din distribuția aceea făcută respectând legea, pe degetul arătător și pe inelar se află numerele. Și scriem aici. Care este ăsta? Inelar. Inelar. Și arătător. Da? Inelar. Nu. Arătătorul ăsta este cu 2.
cu 2. Mare. Da, mare arătător, da. Corect. Arătător. Pe arătător. Și aici ce spunem? Inelat. Și scriem aceste șiruri copiate de sus, Daria. Nu toate sunt la 100. Nu. După rețeta. Start, 2-ul. Și acum, două consecutive sus, două consecutive jos. Uite, 2-ul, 4-6. Dacă domnul profesorul ar descris diferit, era șerpuit. Da. Un pic mai încolo. Deci, din șirul tuturor numelor pare, din șirul tuturor numelor pare, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 și așa mai departe, 2 este startul. Da. 4, 6 va veni jos. 4 și 6 le luăm din șir și le coborâm. Uite, 2 este startul. Da. Uite-te la tablă, Daria. Da? Startul este pe cine? Pe degetul arătător. Așa. 4 și 6 se coboară. Da. Deci le-am pus jos. 8 și 10 lăsăm sus. Scoatem echipajul 12, 14. Lăsăm 16, 18. Din tot șirul tuturor numerelor pare. Da? Deci, două le încadrăm. Uite, așa trebuie să facem, Daria, ca să înțelegem și mai bine. Deci, din șirul ăsta, le încadrăm cu MOV pe cele care se află pe arătător, nu? Așa, deci ăsta, 2-ul, 8 și 10, 16 și 18, așa. Și așa mai departe. Și acum le-am pus aici și le pun să le vedem și mai clar. Și observăm. Iar celelalte cu 4-6, 12-14, le punem dedesubt. Așa. Și observăm că avem echipaje, lăsându-l pe 2 deoparte startul, avem echipaje de 4, grupe de 4, 4, 4, 4. Sunt grupe de 4, adică 2 de sus și 2 de jos. Cele două mai mari sunt sus și cele două mai mici, imediat în urmă, sunt jos. Da? Adică în echipajele care le facem, numerele 4, 6, care sunt mai mici, jos. Da, adică sunt pe 4, 6, da, 12, 14, jos, 16, 18, sus. Inelar. Dar cele mai mici sunt pe inelar. Da, cele sunt mai mici sunt pe inelar, din felul în care am făcut noi grupajul. Da? Corect. Așa. Și ne întrebăm câte astfel de grupe de câte 4 facem. Păi 2006 împărțit la 4, observăm că sunt 501 și rămân 2, deci, în afară. Păi 2000, să dea 500... 2000, cât am zis? 2006. 2, 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 2. Da? Deci 2006 împărțit la 4 merge de 501, da, grupe, 501 grupe, da, și rămân doar două numere. Da? Urma. Îi rămân două numere. Unul este 2, startul. Și 2006 o să fie următorul. Da. Care oare unde să-l punem? Sus, jos? Asta e întrebarea noastră, domn profesor, că am ajuns la echipajul 501. Așa. Da. Ăsta este echipajul 501. Se spune, domnul profesor, l-a făcut. Da, scris, deci, scris. Am zis 501. Da. Așa. Și echipajul, ultimul echipaj 501, i-am scris componența. Cum am zis că unde sunt cifrele mai mici? Jos. Numerele mai mici sunt jos, adică 1998-2000 și sus 2002-2004. A, și nu se mai poate, pentru că deja ar trebui să punem... Noi am pus cu 2, trebuie să punem cu 6 acum la sus. Și acum 2006, următorul număr unde o să fie? Și 2006 să fie jos. Jos! Obligatoriu! Pe inelar. Și am făcut echipajul. Ultimul echipaj de 4, ultima grupă de 4 este asta. A 501 grupă, da? Și eu m-am întrebat să văd cine este, ce nume intră în componența ultimei grupe. Exact, să o generăm. Da? Să o vedem concret, ultima grupă. E din ultimele două mai mici și celelalte două mai mari. Da, că sunt 4 numere pare. Da. Ea există. Ea există.
fără 2006. Și atunci am zis 2004, 2002, câți două consecutive sus. Corect. Și cealaltă două mai mici, jos. Corect. După regulă. 1998 și 2000. Corect. Și atunci 2006 va fi? Pe inelar. Jos. Da, da. Va fi jos, deci va fi neapărat pe inelar, cum am da, e mult mai greu de făcut. Da, dar nu există, nu pot să văd o explicație de altă natură prin calcule, prin ce este în urma observației făcute, că distribuția, uite, neapărat trebuie să facem așa, distribuția trebuie văzută în felul ăsta, cam toate numele pare distribuite pe cele două degete, corect, toate numele pare, că ăsta e șirul numelor pare, 2, 4, 6, 8, 10, 12, că... Observăm că două sus, două jos, mai puțin startul. Foarte important. Această chestie, două sus, două jos, este foarte important. Pentru că în condițiile în care am face o altă grupare, iată așa, 2, 4, 2, 4, 6, 8, și așa pe ca să meargă. Adică câte 4, 4 așa. Uh-huh. 2, 4, 6, 8. Corect. 10, 12, 14, 16. Da. Și le și rămân două. Și rămân două la sfârșit. Și cele două la sfârșit care rămân sunt 2004 și 2006. Tot atât de bine. Merge. Tot atât de bine. Deci, Daria, și așa ne putem gândi. Uite, le luăm pe primele patru, ia fi atent. Observăm, unul sus, unul jos, unul lateral, stânga-dreapta. Da. Da? Un echipaj, un pătrat. Da? Dar observăm regula. 2, 4 jos, 6 lângă el. 2, 4, 6, 8. Observăm regula, așa? Cu doi... Acum e regula. Da. Nu, dar nu mă mai interesează, Mihaela. Nu ne mai interesează. Nu mă mai interesează. Eu generez pătrate de șestea. Așa. Pătrate de șestea. Și ultimele două va fi... Ultimul pătrat, da? Ultimul pătrat care va fi generat va fi ăsta. Nu? Deci va veni 2004-2006 rămâne în afară atunci. Deci 2004 și 2006 rămâne în afară. Așa. Că eu voi face pătratul din astea două, da? Da. Cine este aici? 1996. 1996. 98, 2000, 2002, da? Da, ați făcut ultimul pătrat și a rămas în afară, 2004-2006. Uite, și a rămas în afară, 2004-2006. Dacă vrei să-l grupezi. Și mi-a rămas ultimul, două numere, unul sus și unul jos. Da, da? Deci unul sus și jos, unul jos, că așa am văzut regula. Da. Păi ce am încheiat aici, 2002, 2004-2006, dar trebuie să am în vedere exact varianta de aici. Păi da, 2004. Da? 2406, 8. Da. Exact, e perfect. Deci nu are importanță, nu neapărat să fac oblic așa, corect, că pare un pic mai dificil că 2 de aici rămâi din colț, e prea mult. Hai da, să facem... Da, tu ai găsit problema asta, Dania? E anunțul la ea? Ai găsit-o acolo? Nu am găsit. Că eu țin minte că 2006, 2004 trebuia să-l aflăm. Nu, și 2006 trebuia să-l împărțeau exact în echipaje de câte patru. Dacă spărțeam un echipaj de exact de 2004, atunci îl vedeam aici. Nu? Pe 2004 era ultimul. Era ultimul, deci rămânea cel care trebuia pus în exact, parte. Exact, așa mi-aduc eu aminte, de-aia zic că o găsit problema. Dar nu contează, acum noi l-am generat chiar și cu 2006. Deci și 2006 și 2008 poate exact. Fi văzut... Nu repare. Da, toate nu mai repare, dar e important de reținut așa, 2, 4, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Da? 10, 12, 14, 16. 18, 20, 24. Și în primul rând la celălalt, câte grupaje din astea preiectă? Sigur că da. Deci ce-ți rămâne afară, respecti o regulă. Deci acum, important și... este să facem echipaje de câte 4. De câte 4. Da? Da. Neapărat. Da. Ca să vedem în felul ăsta, cum anume să dacă facem de câte grupe de câte 4. Da, dacă facem de câte 2 e prea... Grupe de câte 2 nu cred că mă descurc. Că s-ar împărți, știți? Dar vine 2, 4, 6 e așa, după aceea 8 e așa. De ce? De ce? Mai bine câte 4. Eu trebuie să închid circuitul ăsta, să-l închid. Numai așa, când mă se rea din nou. Iar deci știți, aici, da, pac, am adus. U, litera da. U, da. Da, 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 da. U, da. U, da. Iarăși, iarăși. Da. Asta este ideea. Deci 2006 îl vedem pe inelar. Că rămâne ultimele două. Corect. Unul sus, unul jos. Că de aici încep, cum și am început aici. Da. Iar încep, facem da, un da, acela. Da, 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 da. Eu am înțeles. Tu, Daria?
Am înțeles. Bine. Da? Deci... Deci cel mai ușor... Care sunt etapele? Deci, din câte mi-ați povestit până acum, cel mai ușor mi-a fost cu câte patru. Cu echipa de patru. Deci mi-a fost cel mai ușor până acum. Sigur. Deci, în primul rând, le împărțim pe degete. Mai întâi mi-ați spus că trebuie să scriu șirul, dar nu până la sfârșit. Nu. Da. Și să-mi dau seama că sunt din 2002 și așa. Dar mi-ați arătat asta. E important să punem șirul legaria și de ce pe arătător și pe da. Ea, ca să le putem, să facem să le putem da seama. Să le grupăm. Da, să facem acestul, da. Uite. Da. A făcut așa. Iarăși. Și dacă noi am scris mai multe, da. Am făcut regula. Da. Și aveam mereu așa, cu doi care se punea, adică în... 2, 4, 6, aveam 28, 18, 24, 22. Deci, ce rămâne? Cu ce ne alegem la problema asta? Ce ne alegem? Ne alegem cu ideea că... Care sunt momentele importante, te rog? Notăm momente importante. Hai să le punctăm. Și le povestești tu. Momente importante. Păi, prima dată... Scrierea șirului care l-am făcut. Descriem problema concret, urmărind, nu? Descriem problema concret, urmărind repartiția numerelor pe cele 5 degete. Da? Urmărind repartiția numerelor pe cele 5 degete. Și astfel apar. Și astfel apar. Apar șirurile. Și astfel apar șirurile. Unu. Să spui degetul mic. Da? Unu. Degetul mic și pui în dreptul degetului mic exact numele care par 1, 9, 17, 25, 25, puncte. Pe urmă, arătătorul. Nu? Degetul. Deci, arătătorul. Și scriu ce are el. 5, 3, 13 și 20. Da? Deci, arătătorul care are, ce are? Oh. 2, 8, 10, 16. Așa. 2, 8, 10, 16, 18, 24, puncte. Așa. Mijlociu. Păi scriu 3, 7, 11, 15. Puncte. Inelarul. 4, 6, 12, 14, 8, 26. Așa. Și ultimul, deja când mare. Da. Care are 5, 13, 21 și 29. 5, 13, degetul mare sau degetul mic? Nu știu, când am zis cu 5, cred că e degetul mic. Da? Da. Că am zis inelarul, degetul mic. Deci ai zis 5, degetul mic. Da, degetul mic. 5, 13, 21, puncte. Așa. A doua regulă foarte importantă este că am descoperit că e din 2-6. Bine, și aceea, dar mai important este, noi avem ce număr? Noi avem două. A, pentru că am găsit, ne-am dat seama că sunt șirurile numai cu numere impare. Așa. Observăm că pe inelar și pe arătător se află numai numere pare.
se află numai numere pare. Punct și virgulă. Cum noi avem de cercetat numărul 2006, cum avem de cercetat numărul 2006, acesta se va afla. Unde se va afla? Fie pe inelar, fie pe arătător, da? Pe unul din cele două degete. Se va afla pe unul din cele două degete. A treia, poți să pun pe asta pe cadran? Adică cu... Acum zice și mai. Toate numerele pare, toate numerele pare, da? Toate numerele pare, sunt distribuite astfel. În perechi de patru. Da. Toate numerele pare sunt distribuite astfel. Da? Astfel. 2, 8, 10. Astfel. Arătător, așa scrie, arătător și de sub inelar. Deci arătător, inelar. Și pentru arătător zici 2, 8, 10, 2, 8, 10, 16, parcă vine, nu? 16, deci 2, 4, 6, 2, 4, 6, l-am luat de sub 8. 4, 6, 12. Deci cum? 2, 8, 4, 6, 10, 10, 12, 14, 16. Și uite, așa faci-o, le încadrezi pe astea odată, iar le încadrezi pe astea. Da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Da, și tot așa. Cadrezi, da? Până la acest 2006. Și ultima, ultima echipă. O echipă 2002, 2004, 2000, 2006. Ultima echipă, nu, o punem așa acum. A, deci vezi că ne-am pus sub formă de U. Da? A, da. Da, ultima echipă este 1996, mai întâi, 1996, 1998, 2002, și acum ar veni 2004 și 2006. 2006. Da? A câtea grupa asta e? 501, nu? 501 grup. Și acum observăm că 2006, după distribuția asta, observăm că 2006 se află pe inelar. Terminat problema. Da. Vezi? Foarte clar. Uh-huh. Dar ce ai descoperit din toată discuția asta? Am descoperit că în fața unei probleme suntem pentru început în perioada de tatonare. Da, adică ne gândim, găsim idei, găsim, rupem problema, vrem să facem observațiile care sunt pertinente, care să ne ajute. A fost o primă tentativă să-l lăsăm pe doi deoparte și să facem grupile un pic oblice, da? Și până am zis, păi stai, de ce să nu chinuim așa? A rămas unul de aici și unul din partea cealaltă. Nu aș putea să-l iau așa? Da. Da? Și a părut mai clar să-l iau așa. Deci până când dăm peste ideea aceea care se cristalizează în final și care ne este de folos și care ne ajută și înțelegem bine problema, tatonăm, umblăm pe acolo, vedem ce lucruri interesante ne sar în ochi. Da, a fost o problemă chiar foarte frumoasă. Mă bucur că ai insistat să o facem, pentru că iată, dacă tu nu insistai, trebuie să spun, dacă tu nu insistai, o lăsam așa pierdută problema.
Probabil că nu eram atât de interesat să mă întorc la ea. Mă preocupau alte probleme, vin alte și alte și alte probleme. Dar dacă am insistat, aveți satisfacția asta că am dat răspunsul. Da. Da? Deci este pe inelar. Foarte tare problemă. Am dat profesor. Acum pot să dăm la întâmplare. Mă gândesc să formăm și noi un număr impar. Da, asta vreau și eu să vă spun. Dacă o luăm cu acelea impare. Da, oprește-o. Dacă o luăm cu numerele impare. Sigur că.